Ia uitați cum începem noi o zi de duminică. Eu eram la baie și prietenul meu a pus viața cu lui, dar mi-am amintit că acum 2 ani sau anul trecut ne uitam într-una la episoadele astea de iarnă de la viața cu lui și ni se păreau super, super amuzante. Așa că, da, am pus-o cu viața cu lui și cred că el deja s-a pus să facă cafea. Deci, da, cam asta este dimineața noastră de duminică. Lăsați în comentarii dacă și voi vă uitați la viața cu lui. Pentru mine sunt singurele desene așa old school care îmi plac și la vârsta asta. Mi se par super ironice și super faine. It was the night before Christmas. Yummy. Vezi că am și zahăr deja pus. Da? Ce Ia, bine. lingurița și uite ce mă numim. Vai, o să scap, o să ardă. Mira, ce faci? Mira. Mira. Mira! Ce asta, Mira? Dar bună dimineața din această duminică foarte înnorată. Oh, nu mai este deloc ziua de ieri. Ieri a fost o zi absolut superbă, ieri fiind sâmbătă pentru mine, a fost extraordinar de frumos afară. Acum am terminat de editat vlogul și am văzut din nou soarele zilei de ieri în cadrele pe care am reușit să le filmez pe afară și da, mă bucur. Oricum că am avut o zi de weekend care să fie atât de însorită și am profitat de ea ca să fac pozele pe care trebuia să le fac de ceva timp deja. Cred că sunt aproape gata cu postatul în fiecare zi pentru luna decembrie pentru Instagram, pentru că eu îmi pregătesc pozele în avans pentru Instagram, gen când am o zi așa un picuț mai liberă sau mai însorită, îl iau pe prietenul meu, obligat, forțat, de plăcerea lui sau de neplăcerea lui, dar mă rog, el este mereu drăguț și mă ajută cu chestiile astea și mergem să facem conținut pentru mai multe zile, deci nu e ca și aici pe YouTube când trebuie să gen să filmez astăzi și să postez tot astăzi sau să filmez ieri și să postez astăzi. Pe Instagram pot să fac mai multe în avans. Așa că cred că mi-am pregătit aproape toate pozele pentru săptămâna viitoare, pentru că vreau să postez gen din 20 în continuu. Am ochii foarte sensibili în dimineața asta. Mă scuzați. Așa. Vreau să postez în continuu din 20 până în 26, 25, ceva de genul, așa că am aproape toate postările pregătite. Mai trebuie astăzi să mai fac o poză sau două, depinde, nu știu, să văd cum reușim să ne organizăm, pentru că, sinceră să fiu, nu prea sunt într-o stare așa foarte bună de poze, nu am o dispoziție foarte bună astăzi, cu toate că poate nu se vede prin cameră, dar sunt așa un pic moleșită din cauza vremii și pentru că am văzut că se poate să fie soare și mă enervează că nu este o zi frumoasă sau măcar să ningă, dar să nu fie gen iarna asta urâtă și gri, măcar să fie albă, să fie cu ninsoare, dar nu, astăzi nu cred că este vreo șansă de așa ceva. Ce vreau să vă zic în primele minute ale clipului este că într-una din zilele săptămânii acesteia o să vreau să facem un videoclip în care ne machiem împreună, un fel de get ready with me, pentru că am de desfăcut cutia de la Pick & Dazzle, pe care nu am reușit să o desfac până acum, și ca să facem totul un picuț mai entertaining, cât timp ne machiem împreună, aș vrea să și răspund la câteva curiozități și întrebări despre mine, așa că v-aș ruga să le lăsați în comentarii la această zi de vlogmas și eu atunci când o să mă machiez și o să decid să filmez acel clip, o să răspund la ele, deci lăsați întrebările acolo în comentarii, cât mai multe, cât mai diverse, din orice categorie, și eu o să le răspund. Bine, dacă sunt unele foarte private, poate că nu o să le răspund, pentru că n-aș vrea să expun chiar totul pe tavă aici pe internet, dar puteți să lăsați întrebări și vedem noi la momentul respectiv dacă sunt răspunzabile sau nu. Am vrut să zic asta în primele minute ale vlogului, pentru că poate multe dintre voi nu ajungeți până la final sau, mă rog, am vrut să ajungă informația asta la cât mai multă lume, asta a fost ideea, deci aștept întrebările voastre în comentarii. Planurile pentru astăzi, pentru mine este duminică, așa cum bine știți, eu sunt cu o zi în urmă, practic, cu postatul. Așa că astăzi vrem să mergem la film, ne gândeam să mergem la House of Gucci sau la Spencer. I-am dat de ales prietenului meu și el a zis că mergem la House of Gucci. Așa că la House of Gucci mergem astăzi. Aoleu, ce ochi sensibili am!
Așa, să sperăm că este un picuț mai bine. Ziceam înainte să am această criză de ochi sensibili că vreau să mergem la House of Gucci, adică vrem amândoi să mergem la House of Gucci astăzi, deci ăsta ar fi planul principal. Eu, dacă prietenul meu mai este dispus să mă ajute măcar cu o serie, două de poze, ar fi foarte, foarte apreciat din partea mea. Dacă nu reușesc să fac lucrul ăsta, asta este, o să le fac săptămâna viitoare în 24, pentru că până în 24 am postări și da. Cam asta este planul pe astăzi, nu foarte multe, poate să reușim să și gătim ceva pentru că salata de beef de ieri este aproape gata, nu am făcut nici foarte multă, la fel și supa de pui, am terminat-o ieri când am venit de la târgul de Crăciun, deci da, poate gătim, mergem la House of Gucci, mergem la film, din câte știu eu durează destul de mult House of Gucci, vreo 2 ore și jumătate, dar da, mă rog, este duminică înorată, deci avem timp de lucrurile astea, da. Dacă auziți ceva gălăgie, este prietenul meu în bucătărie care îmi împachetează cadoul de Moș Crăciun. Din câte spune el și din câte mi-a raportat mai înainte, a ajuns doar unul din cele două cadouri pe care mi le-a comandat, așa că o să așteptăm până ajunge celălalt cadou de Crăciun pentru mine, ca să ne dăm cadourile. Probabil o să fie la fel undeva săptămâna viitoare prin 22-23, ceva de genul, dar o să fiți oricum la curent și atunci numai bine o să vedeți și ce am primit eu în vlogul respectiv și ce am făcut lui cadou, pentru că nu v-am arătat deoarece el se uită la vlogurile astea. Bun, v-am zis planurile pe astăzi, v-am zis ce se întâmplă, am trecut totul în revistă, vreau să deschidem advent calendarul de la NYX din ziua cu numărul 19. Da? 19? Da, 19. E bine că am ceasul ăsta la mână și îmi spune și data. Ziua cu numărul 19 este aici și pare, după cum vedeți voi și după forma căsuței, pare un fard. Așa că haideți să vedem exact ce nuanță de fard. Sincer, calendarul ăsta de la NYX a avut și zile bune și zile proaste, dar per total a fost un calendar super, super fain. Am o grămadă de rujuri și de lucruri de make-up de încercat, așa că sunt super happy și ia uitați-vă ce fard am eu aici. Wow! Este foarte, foarte frumos. Stați să deschid să-l vedeți și mai bine. Este un mov așa foarte intens și foarte drăguț. Hai să facem și un swatch. Wow, ce frumoasă e nuanța. Hai să vedem cum arată. Oh my god. Oh, e super frumoasă. Și are așa o strălucire, nu știu, o vedeți voi cum trebuie, nu o vedeți, dar are așa o strălucire de albastru. Foarte frumoasă nuanța asta. Oh my god. Ok, se numește, în cazul în care vă interesați, Vă interesează, Utopia Purple Shimmer. Da, super, super drăguță și vedeți și obiectivul camerei în chestiuța asta. Deci da, am făcut și lucrul ăsta, ne-am luat de o grijă, dacă pot să zic așa. Asta este. Și cam asta o să se întâmple pe ziua de astăzi, cam astea au fost update-urile pe care am avut să vi le dau până la minutul ăsta. O să deschid camera și o să vă mai filmez când se mai întâmplă ceva interesant. Eu în momentul ăsta cred că o să merg să mă spăl pe față și să mă spăl pe ochi, să mă dau cu niște role din acelea pentru ochi, să mai calmez un picuț ochii ăștia sensibili. Știți, rolele acelea de jad, ei bine, mă dau cu ele și îmi calmează ochii imediat, pentru că sunt pur și simplu sensibili și dacă dau cu ceva rece pe ei sau în zona de sub ochi, își revin imediat. Deci asta o să fac acum, după aceea o să mă machiez puțin pentru că vreau să mă scot așa din starea asta de melancolie și moleșeală, cu toate că am început ziua cu o cafea excelentă și foarte instagramabilă. Cred că v-am și filmat-o în primele cadre ale acestui videoclip. Dar da, o să merg să îmi pun niște make-up și vedem încotro ne duce ziua. Nu am niciun plan concret, în afară de faptul că mergem la film astăzi și după ce ieșim de la film, mai mult ca sigur că o să vă spun părerea mea despre film. Dar da, din câte am auzit, este un film foarte bun. Păcat că ajungem să-l vedem atât de târziu. Da, v-am zis că luna decembrie a trecut, nici nu știu cum și n-am apucat să facem absolut nimic, doar ieri ce am apucat să împodobim bradul. Deci da, hai, vă las și ne auzim cu lucruri mai interesante, sper eu, și cu o voie mai bună. Ia uitați ce a apărut acolo sus. Știați de pungulița noastră cu dulciuri, cele două cadouri de la mine pentru prietenul meu și a mai apărut o cutie. O cutie care, Doamne ferește, de-mi dau seama ce este. Are acolo o toartă.
Da, nu-mi dau seama ce ar putea să fie în cutia aia, dar nici nu vreau să știu pentru că vreau să fiu surprinsă. De-abia aștept să ajungă celălalt cadou și să ne putem da cadourile odată pentru că nu mai pot să mă uit la cutia asta. Nu știu cum poate prietenul meu să facă față uitându-se la plăsuțele alea două pe care le-am luat eu, dar da, eu deja nu mai pot și cred că l-a dus de 30 de secunde? Să fiu un minut? Da, nu-mi dau seama. Lăsați în comentarii dacă vă dați seama ce e, că, sau măcar ajutați-mă, că eu habar n-am. Filmam aici niște campanii și uitați-vă. O pisică într-o cutie. Și el încearcă să mă filmeze aici. Filmam un fel de unboxing creativ pentru Instastory. Am făcut unboxing-ul ăsta odată cu voi aici în vlog, dar vreau să fac ceva creativ și pentru Instastory și bineînțeles cum am luat capacul de pe cutie, Mira s-a și băgat. Uitați-vă în ce a fost mai devreme, dar clar nu încăpea. Doamne, Miruț! A, și acolo, dacă vedeți, e un glob de pe pom. Da, încet, încet globurile nu supraviețuiesc anul ăsta. Așa e, Mira? Ia uitați-vă, stați așa. Guys, v-am zis că deschid camera să vorbesc cu voi când se întâmplă ceva interesant. Între timp, ce ați pierdut, să știți că nu mare lucru, pentru că am stat, am mâncat ceva turtă dulce, am mâncat ceva salată de beof și cam asta a fost totul. Ne-am distrat un picuț împreună, am jucat așa un joc să vedem care dintre noi o să plătească astăzi ieșirea la mall și bineînțeles că am câștigat... Am câștigat ambele jocuri, da. Mi-a venit mie așa o idee și am zis că hai să facem, ne-am distrat foarte mult, dar nici n-am mai avut n-am mai avut așa dispoziția să deschid camera pentru că totul s-a întâmplat foarte repede și a fost așa super spontan, dar a fost foarte amuzant oricum. Și asta m-a băgat așa într-un mood foarte bun. Deci mergem la mall. Planul este să mergem să mâncăm ceva. Nu știu exact unde, dar probabil undeva la împinge... Nu, ziceam undeva la împinge tava, pentru că, nu știu, mă simt așa, lejeră și vreau să, nu știu, să fiu foarte confortabilă și nu vreau să mă duc în ceva restaurant sau ceva de genul. Așa că ori la Mac, ori la 3F, ori pe acolo. Și... și după aceea o să mergem la House of Gucci la ora 18:20. Dar da, cam astea sunt planurile, cam asta este ținuta, m-am îmbrăcat foarte lejer, mi-am luat blugii ăștia care sunt super vechi, bluza asta de la Zara, în cap mi-am pus niște fundițe din astea, niște fluturași de pe Shein, conversele pe care le am de pe About You și o să-mi iau în spate un paltonaș și geanta pe care o am tot de pe About You. Dar da, o să mai deschid camera când se mai întâmplă ceva interesant pe la mall, acum mergem și da, vă țin la curent. Și ia uitați, înainte să plecăm, unde s-a pus puiul? Unde ți-ai pus puiul? În cutiuță? Aolea, somnușor, Mira. Plecăm, nu te mai deranjăm. Ținuta zilei pentru prietenul meu. Da, și-a luat o temă pentru ceas. Da, suntem... Cu frate meu. Suntem foarte mari fani Vikings. Hai. Și de asta. Hai, gata, ieșim. Yes, from this Christmas song. Gata, dragilor, am ajuns la mall și m-am așezat la masă. Am venit până la urmă aici la împinge tava. V-am zis că dacă m-aș defini așa în ceea ce privește gusturile culinare, eu sunt un om al lucrurilor simple și de fiecare dată când ne gândim așa să mâncăm în oraș, pentru că în ultima perioadă nu se mai prea întâmplă lucrul ăsta, gen aici la împinge tava, la mall, la food court în partea de sus, când vin cu prietenul meu, îmi place să-mi iau de la 3F, nu știu dacă știți voi localul ăla sau nu, dacă aveți la voi în oraș sau nu, dar când am fost studentă, mâncam aproape în fiecare zi de la 3F tot felul de minuni și acum că nu mai trebuie să mai fac asta și mă bucur că nu mai trebuie să mai fac asta, tot îmi rămâne așa poftă câteodată și mi se pune pata pe crispy cu piure și sos remulat. Da, v-am zis că sunt un om al plăcerilor simple și astăzi s-a dus prietenul meu să cumpere. M-aș fi dus și eu, sinceră să fiu, dar este o aglomerație de nedescris la mall. Se bat oamenii pe mese și cum am prins una,
o masă. Eu am ales să stau aici ca să nu ne lăsăm gecile și lucrurile nesupravegheate. Și prietenul meu s-a dus să ia mâncarea, dar vreau să mă întorc un pic cu camera să vă arăt câteva secunde ce dezastru e aici. Cam așa. E foarte, foarte, foarte multă lume. Poate nu prea pare, dar încolo toate mesele sunt pline și în partea aceea toate mesele sunt pline. Deci da, v-am zis, tot este plin, este full. Mă rog, biletele la film la House of Gucci le-am luat. La ora 18:20 începe filmul și acum este 15:45, deci nu mai bine mâncăm, ne mai învârtim puțin și după aceea mergem la film. Da, vă mai țin la curent. Și o să vă arăt crispy-ul în cazul în care o să fiți interesați. Nu arată deloc bine, adică nu este pus în farfurie într-un anumit fel, dar e foarte gustos. Cel puțin mie îmi place mult. Ia uitați-vă ce am lăudat atâta că e bun, dar sincer mie mi se pare mai bun crispy-ul ăsta decât crispy-ul de la KFC. Și merge foarte bine combinat cu piure, deci da. The night before Christmas, I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Guys, ia uitați-vă ce papuci am probat. De mult îmi doresc să probez o astfel de pereche de papuci de la UGG, pentru că am tot auzit că sunt extrem de confortabil, că nu știu ce, dar la... capitolul confortabilitate, zici că mergem papuci de casă, dar stați să mă apropiu de oglindă, să vedem ce părere avem despre ei. Ok, cam așa ceva, cred că mă vedeți și pe mine, nu știu cum, cum îmi stau, lăsați-mi în comentarii. Îmi stau rău? Îmi stau bine? Nu știu ce să zic, sunt și la un preț extrem de mare, sunt aproape 1000 de lei. Dar la nivelul confort, la capitolul confort, de fapt, nu se compară cu absolut nimic din ce am încercat până acum, dar dacă îmi stau bine pe picior, sincer o să fiu, poate în următoarea colaborare cu About You mi-aș comanda, pentru că au și cei de pe About You, dar am vrut să-i probez aici în magazin ca să văd dacă îmi vin bine, dacă nu, dar nu știu ce să zic, lăsați-mi în comentarii. From now on, yes, from this. Guys, am venit la film. Am stat ceva în mall, am stat vreo două ore, ceva de genul. Și să știți că am făcut față cu brio, nu mi-am cumpărat nimic, dar vinovatul aici din stânga mea și acum cheltuit 10 milioane și a cumpărat o pereche de bocanci, o să vă arătăm acasă. O arătăm? Super. Da, și-a luat o pereche de bocanci de la Tommy Hilfiger, i-a văzut și pur și simplu i s-a pus pata pe ei. Dar o să vă povestesc eu acasă cât sunt de inteligentă și cât de bine știu să caut promoțiile. Dar da, o să vă povestesc acasă, sala e destul de plină, nu mă așteptam să fie atât de plină, având în vedere că filmul ăsta, House of Gucci, la care am venit acum, este rulează în cinema de vreo lună, ceva de genul. Mă gândeam că toată lumea l-a văzut până acum și că doar eu am rămas care nu l-a văzut, dar aparent mai este lume în sală. Și da, acum o să tac, mai sunt vreo 8 minute și încep trailerele, probabil vreo 15 minute până începe filmul. Mi-am luat nachos și suc și da, o să ne bucurăm de 2 ore și jumătate de film, pentru că House of Gucci durează destul de mult, din câte am înțeles. Da, spune. Spune-le că sosul de brânză a revenit. A, da. Nu știu dacă sunteți și voi fani venit la cinema,
Dar noi suntem și o perioadă după ce s-au deschis cinematografele, nu mai era sosul ăsta de la nachos de brânză și muream amândoi de ciudă de fiecare dată când veneam că nu mai era sosul ăsta de brânză, nouă plăcându-ne foarte mult, era doar sosul salsă. Și acum a revenit și am fost atât de încântată. Da. Și prietă, nu așa se pune. Așa se pune. Dragonul. Da, prietenul meu a zis că e ciudată bluzica asta, dar mulți dintre voi mi-au zis că e drăguță, așa că, da, eu cred că e drăguță, nu prea are el gusturi. Bun. Bun, haideți că închid și ne auzim de acasă. Ne auzim și cu încheierea și cu holul, cu bocancei prietenului meu și cu pățania, adică cu deșteptăciunea mea, cu povestea de astăzi și cu... părerile despre filmul House of Gucci. Da, ne auzim. From now on. Yes, from this Christmas on. This Christmas on. From this Christmas on. Gata, dragilor, ca prin minune am și ajuns acasă. Să știți că s-a terminat filmul pe la 9:15 și deja este 9:30 și noi am și ajuns acasă. Am fost și la dulăpioare, ne-am luat lucrușoarele de acolo, am trecut strada, că practic stăm foarte aproape de mall și deja am ajuns acasă și am zis să fac update-ul zilei / încheierea acestei zile de vlog. A fost o zi așa super relaxantă, sinceră să fiu. Chiar astăzi n-am avut nicio grijă. De dimineață m-am trezit, mi-am editat materialele și asta a fost singurul lucru pe care l-am făcut astăzi, în afară de vlog, dar cu vlogul, sincer, deja m-am obișnuit. Pentru voi este deja luni, dar pentru noi de mâine începe o nouă zi de... o nouă săptămână, nu o nouă zi. O nouă săptămână de muncă și ultima pe anul 2021. Doamne, sunt atât de încântată. Săptămâna aceasta, practic, lucrăm doar până joi. După aceea mergem la ei mei acasă de Crăciun și după aceea ne întoarcem în Timișoara pentru că avem o vacanță planificată, dar nu o să vă zic foarte multe acum despre asta pentru că s-ar putea să facem un fel de vlog de călătorie, dar nu vă zic mai multe. O să păstrez așa totul un mister. O să revenim la Mira, care atacă bradul. Enjoy! Măi, Mira, ce faci? Dar da, să revenim la ziua de astăzi. Vă ziceam în sala de cinema că am avut eu așa o idee foarte bună și o sclipire așa de inteligență. Pe scurt, pe foarte scurt, long story short, prietenul meu își căuta ceva cadou de Crăciun. Ultimul update a fost atunci când noi mâncam de fapt Crispy, v-am arătat Crispy și după aceea, în discuția aceea pe care am avut-o la masă, cred, sau nu știu exact pe parcurs, a venit ideea să-și ia cadou de Crăciun. Eu sunt un mare suporter al acestei idei, cred că nu e prima dată când m-auziți cu ideea asta, să vă faceți voi cadouri de Crăciun, mi se pare cel mai inspirat lucru pe care îl puteți face pentru voi, pentru că meritați să vă premiați, nu neapărat pentru tot anul, ci pentru orice faceți în general, deci suport ideea asta foarte, foarte mult, așa că, nu știu, l-am ajutat în căutarea asta. El zicea că are nevoie de bocanci, așa că am mers să căutăm bocanci în mai multe magazine din astea de pantofi, am fost la Baz, ceva magazin care comercializează și Timberland. Unde Dumnezeu am mai fost? Am fost pe la Nike, cred, am fost și prin Pick & Cloppenburg, am fost și la CCC. Și în Pick & Cloppenburg a găsit el o pereche de bocanci de la Tommy Hilfiger în mărimea 42. Trebuia el să-și comande, să-și achiziționeze, de fapt, pentru că asta e mărimea pe care o poartă. Dar, din păcate, mărimea 42 era rezervată de către cineva. Într-adevăr, ne-a adus o fata să o probeze, a văzut că aceea este mărimea potrivită, 43 era prea mare, 41 nici nu intra în discuție, dar nu ne putea da 42 pentru că era rezervat de către altcineva. Prețul lor în Pick & Cloppenburg, a perechii acestea de bocanci de care vă zic, era vreo 850 de lei, ceva de genul. Și da, am zis că ok, este rezervată, la celălalt magazin nu o mai aveau, marfă primesc lunea și nu apărea cum că ar primi marfă. Deci el voia într-un fel să-și ia cadoul astăzi și
eu mi-am amintit în momentul acela că avem magazin Tommy Hilfiger în Julius Mall, gen doar brandul. Am fost în Tommy Hilfiger, nu avea modelul ăsta de bocanci, aveau foarte puține modele pentru bărbați și am căutat pe internet. Am intrat pe About You, am intrat pe Fashion Days, am intrat pe Answer, pe ce n-am intrat, pe E-Pantofi, nicăieri nu aveau modelul ăsta pe care îl văzuse la Peek & Cloppenburg și care era rezervat. Și m-am gândit eu să caut pur și simplu Tommy Hilfiger, bocanci, bărbați pe Google, la imagini, și mi-a dat imagine cu exact perechea de bocanci pe care o văzuse el în Peek & Cloppenburg pe site-ul celor de la Office Shoes. Și eu mi-am amintit că trecuserăm deja pe lângă un Office Shoes din acesta, doar că nu intraserăm pentru că voiam să ne punem gecile în casetuțele acelea de depozitare din mall. Și am zis că revenim, dar nu știu, ne-am luat cu alte chestii, ne-am luat cu Peek & Cloppenburg și cu astea și nu am mai fost. Așa că atunci când ne-am văzut pe site-ul celor de la Office Shoes, măcar m-am mai liniștit puțin pentru că știu că de la ei vin comenzile destul de repede. Și am zis, da, hai să mergem în magazin să vedem dacă este acolo. Și am mers în magazin și în drum spre magazin eu am intrat pe site-ul celor de la Office Shoes și m-am uitat și prețul bocancilor era cu 150 de lei mai mic decât era în Peek & Cloppenburg și mi s-a părut așa foarte wow. Deci asta a fost hack-ul pe care l-am avut eu și dacă trageți vreo învățătură din experiența asta, învățătura este să nu vă luați ceva mai scump, gen care depășește, nu știu, undeva la 400-500 de lei, să nu vi-l luați gen din magazinul în care îl vedeți, încercați să-l căutați pe internet, poate îl găsiți la un preț mai avantajos pentru că aceste firme medii așa, medium range, dacă pot să zic, cum ar fi Tommy Hilfiger, Steve Madden, UGG, firmele astea, știți la ce mă refer, Nike, Adidas, etc., comercializează produse pe mai multe site-uri și pe mai multe platforme și platformele respective au oferte diferite, așa că încercați să căutați pe internet înainte să faceți o cumpărătură dintr-un anumit loc, poate găsiți ceva la un preț mai bun. Și asta am și făcut și a și luat bocancii între timp și o să vi arăt și vouă așa foarte rapid. Sunt niște bocanci negri simpli care arată în felul ăsta, mi se par super, super fain și super sleek. Sunt din piele naturală, au doar aici logo-ul acesta, care nu este neapărat foarte vizibil, dar este foarte, foarte simpatic și ei sunt super fain și în interior. V-am zis că sunt așa plușați, parcă sunt moi, vătuiți, foarte, foarte fain sunt. Și la prețul ăsta sunt un mega deal, adică, da, o pereche de bocanci din ăștia de la Tommy la vreo 650-630 de lei mi se pare un deal foarte bun. Ăsta a fost hack-ul pe care am avut să-l împărtășesc și cu voi și asta a fost sclipirea mea de inteligență pe ziua de astăzi. În rest, filmul House of Gucci a fost un film super, super frumos, deci Lady Gaga joacă extraordinar, actorul care l-a jucat pe Maurizio Gucci a jucat și el foarte bine. Sincer să fiu, nu știu exact 100% toată istoria casei Gucci și toată istoria casei Gucci în perioada respectivă. Știam înainte să merg la film că Patricia l-a omorât pe Maurizio. Spoiler, o să pun probabil aici undeva, dar da, cred că puteți să găsiți chestia asta pe internet peste tot. Patricia l-a omorât pe Maurizio și a fost prinsă și să știți că la câțiva ani distanță, din câte știu eu, după ce a făcut ceva declarație de presă sau a fost eliberată, nu mai știu exact în ce context, dar cred că a fost eliberată acum recent și a declarat că nu regretă nicio clipă ceea ce a făcut. Dar asta este singura informație pe care o știam și singurul lucru pe care îl știam care este legat într-un fel cu filmul. Toată istoria celorlalte personaje, sinceră să fiu, nu o știu. Știu doar toată vâlva asta care s-a creat în jurul filmului și faptul că filmul, din câte spun membrii familiei Gucci, nu transmite neapărat informațiile 100% accurate, adică 100% reale, așa cum s-au întâmplat. Nu știu, v-am zis, nu cunosc istoria 100%, dar mi se pare că filmul este super fain pus în scenă, actorii joacă foarte bine, ținutele sunt demențiale, totul se potrivește și parcă nici nu mi-am dat seama când au trecut mai bine de 2 ore și eu tot acolo eram uitându-mă la film și așteptând să văd ce se întâmplă în secvența următoare, un film foarte interesant. Dacă nu l-ați văzut, vă recomand să mergeți la el, că e super, super frumos. Următorul film pe care o să vreau să-l văd este Spencer, care este despre povestea Lady Di, a Dianei, din Prințesa Angliei, Marii Britanii. Da, ăla este următorul film pe care vreau să îl văd. Trebuie să mă mai documentez un picuț înainte de el, să mai citesc așa un picuț. Dar da,
Asta a fost și părerea mea despre House of Gucci, foarte frumos, cred că nu sunt singura sau prima sau ultima persoană care o să zică lucrurile astea, dar da, este un film care merită neapărat vizionat pentru actori, pentru ținute, pentru firul epic, pentru tot. E super, super fain. Și da, cred că asta a fost tot, mă uit în jurul meu să nu fi uitat ceva, să nu fi omis ceva, dar cred că asta a fost totul pe ziua de astăzi. Sunt un pic zgrăbită și v-am povestit așa totul pe grabă, văd că am vorbit vreo 10-15 minute. V-am povestit totul pe grabă pentru că vreau și eu să mă pun să mă demachiez, să-mi fac un duș și să mă pregătesc pentru săptămâna de muncă, săptămâna scurtă de muncă, dar da, o să se întâmple foarte multe chestii interesante în zilele / săptămânile viitoare, așa că de-abia aștept să vină timpul acela, o să profit de seara asta, mă rog, cât mai e, că e deja 10 fără un sfert, o să profit de seara asta să mă relaxez puțin, să fac un duș, să-mi pun o mască și așa mai departe. Ne revedem mâine, stați liniștiți, nu uitați să-mi lăsați întrebările pentru Q&A, vă doresc, ca de obicei, o zi minunată, v-am zis că ne revedem mâine și vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag. Yes, bro.